Binat venit la un nou video. Astăzi uitați ce am găsit. LOL Hair Dolls cu animaluțe, cu animaluțe mici și cu păpușele LOL care au părul așa. Și au cele mai multe surprize. Și vreau să vă arăt toată colecția, că mai sunt. Veniți! Hai. Asta. Ia uitați aici. Așa de la mine. Și eu nu știu care să le iau. Ori asta, ori asta sau ori asta. Hai să le iei pe? Aie. Pe? Asta. Asta. Ăla. Hai. Asta. Wow. Niciodată nu am avut una din asta. Ia uite-l și pe Codrin cum vine. Codrine! E o mașinuță, Codrine, uite! Ia uite, tati, mașinuța aia. Codrin, uite mașinuța tata. Ce e asta? Ia! Porțile. Portierele, da? Ia uitați! Ia uitați-o! Lasă păpușelele, hai! Hai, tata, hai! Ia! Dă bunul la mine! 130 de lei! 130 da, multișor! Wow! Da, o vedem noi imediat! O desface acum? Da! O, da, serios! Nu cred! Hai că o desfacem în altă parte, doar nu stăm aici în ușa Norielului ca să desfaci tu jucăria aia, nu? A few moments later. Hai deschide! LOL Hair Dolls! Are aici 12 surprize. Iar aici are o oglindă, cred că... Fermoarul de deschidere a primului ambalaj. Nu știu, ăsta are un ambalaj sau două? Mai multe straturi, da? Vreau să deschid. Hai să deschidem! Da! Da-da! Cât de bine desfac! Uitați! Wow! Am dat de o domnice doară. Hă? Nimic? O, de data asta nu am deschis bine, dar nu contează. Ai găsit acolo un prim indiciu. Wow! Multe chestii. Înainte de a desface, haide să adunăm la acest video 5.000 de like-uri! Haideți să vedem mesajul secret! Uitați, este așa! Un robot sau chefasă din aia urâtă, plus o coafiură, plus un calendar. Asta înseamnă Bad Hair Day! Blablabla. Bad Hair Day! Bad! Oglinjoara cu sclipic. Aceasta este o oglindă cu sclipici. Ia uitați, cu albastru, verde, roșu, galben. Câte culori! Vreau mai întâi o să desfacem de aici. Hai de acolo să fie. Ok, asta. Da? O să vedem. Vedem. Și de aici. Wow! Ai găsit ceva acolo? Spray. E cu spray? Da. Ia priviți. Se desfacă și aici este un scaunel și mai multe punguțe și aici, mamă. Și gata, știu, tati, dă-mi un pic. Uitați. Op. Bravo, tati. Bravo. Și ia priviți scaunelul. Și aici mai sunt o punguță. Da, vreau să desfac și aici. Da. Upsi. A căzut păpușa. Așa arată păpușa. Da. Și aici avem oglinda. Vreau să desfac și colecția. Hai, ia și desfac. Asta.
prima. Punguță este... este chestia asta ca să o punem aici. Așa, ia uitați, acum o pot purta ca pe o poșetă. Gentuță, poșetă, da. Okay. Și acum să trecem la desfăcut. Stați! Ce mai e? Mai e și asta. Putem să punem la păpușă, ce tare! Gata, am descoperit. Aici am dat de asta două chestii, cred că sunt... Papuchi? Da. Ia. Da, papuchi. Și aici am găsit ceva. Nu-mi dau seama ce e. N-am mai descris de mult un eloiel. Uitați, papuchi cu alb și negru. Asta parte este ceva mic. Mic, mic. Adică mic. Ce e? Ce e asta? Aici nu-mi dau seama ce e aia. Este îmbrăcămintea, cred că? Nu știu. O, da. Cât de multe chestii are eluielul ăsta. Mamă. Hăinuțele. Hăinuțele. Micicuțele. Iar aici e... nu știu ce e. Dar e ceva... Mamă. Ce tare șăpcuța. Și vreau să desfac. Urmează și astea două. Deci, acum haideți să vedem păpușa. Deci asta este din plastic și astea sunt din cauciuc. Ce tare! Vreau să-i desfac mai întâi costumașul de aici. Wow! Are un bandaj. Sleeping. Aici. Vreau să-i văd. Ioi! E cu păr adevărat sau de plastic? Adevărat. Cu păr adevărat. Ia priviți-o. Ce culoare frumoasă are părul. Ia, da. Tati, ia să o vedem mai departe. Ia. Wow, are ceva la genunchi aici. Ce are acolo? Un bandaj. Cred că îi se schimbă culoare. Așa? Și întoarce un pic? La chiloței, parcă. Foarte faină. Hai să o îmbrăcăm. Uitați, păpușa îmbrăcată. Iuhu! Ce bine arată! Wow! Și aici, dacă îi se face sete, îi dăm o guriță de apă. Și apropo de apă, trebuie să o băgăm în apă. Nu știm ce se întâmplă, dar noi totuși o vom băga în puțină apă. Chiloței la spate au făcut pătrățele. Și în față. Wow! Serios? Ia uitați cum arată, cât de fain! Da! Foarte fain! Tare. Deci, îmi place la nebunie această păpușică. Și mie! Super! Și încă ceva. Noi am mai descoperit o chestie. Știți pentru ce sunt acestea? Ia. Ta-da-da-da. Și stăm așa cu el în păr până a doua zi, când vei avea părul cârleonțat, ondulat. Dar să revenim la păpușica noastră Eloiel. Să ne scrieți în mesaje dacă vă place cum se transformă păpușica. Și dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un mare like și să vă abonați. Pa! Se schimbă și ăsta. Ia să vedem.
asta, ca pe final. Da! E galben!